piața. Dar nu mă interesează, că dacă am o problemă la mașină, nu plec cu ea, așa și dumneata. E șofer, trebuie să-mi asigur siguranță. Dar știți care-i treaba? Era dublura de la geam și nu era... Care dublura, omule? Că băga mâna să bălângânea de când am plecat, am tot zis. Da, dar n-am văzut, vă rog să mă iertați. Dar v-a zis soțul că pică geamul pe noi. Vă dau cuvântul meu de om că merg afară și o trag pe dreapta. Ok. Păi cu scuzele mor de foame. Știu, aveți dreptate, dar nu s-a văzut, doamna. Dar v-a spus mai devreme că e o problemă cu geamul. Un om sănătos la cap trăgea pe dreapta, suna la altul să vină să ia cursa. Haideți că dacă eu opresc altă mașină și să vă ia, dar să merg într-un loc unde poate să-mi doar. Până nu încep să urli, să spice astea în cap, nu te ascultă nimeni. Nu, merg încet până acolo, până la coborâre și pe urmă o trag. Păi plătești 450 de lei, mama, e să duci cum de-asta să te mai tai și pe ochi. Dar n-am știut că s-a deplasat geamul. Dar este datoria dumneavoastră să vă faceți înainte să plecați undeva, să vă uitați la mașină. Eu când plec cu mașina personală, în timp mă uit să văd dacă este în regulă și după aceea mă urnesc pe acolo. De dimineață m-am uitat și nu era frumos. Vă pune, eu cred că mă trebuie o perche de ochelari. Haideți să vă duc încet până acum.